într-o lume în care am ajuns să nu mai dăm crezare nimănui, ceea ce tună cu adevărat e dragostea. Doar dragostea mai poate astăzi tuna, doar dragostea mai poate astăzi atrage atenția, doar dragostea este aceea care se mai face auzită și după care aleargă toți oamenii. Cu cât vorbești mai încet, cu atât sunt tentat să te aud mai mult. Cu cât strigi mai tare, cu atât încerc să mă depărtez de zgomot. Zgomotul obosește, dar dragostea tună pentru că ea atrage atenția. Și aș vrea să înțelegi că atunci când vorbești în dragoste, nu trebuie să crape pereții, ci inima. Trebuie să deschizi inima celui de lângă tine, nu să-i asturzești urechile. Vedeți? În momentul în care Domnul Iisus Hristos face afirmația unul dintre voi mă va vinde, s-au tulburat toți. Și în momentele acelea când nimeni nu îndrăsnea să adreseze o întrebare, nimeni nu îndrăsnea să deschidă gura, Petru i-a făcut semn lui Ioan, pune tu întrebarea. De ce? Pentru că ai în viață dreptul să pui întrebări doar când iubești. Și vă spun în această zi, dacă vreți ca oamenii să vă răspundă, câștigați-vă dreptul de a întreba iubindu-i. Dragostea deschide uși. Iubiți cum a iubit Hristos și vi se vor deschide ușile. N-aveți nevoie nici de pile, nici de relații, nici de carduri albastre sau verzi sau roșii. Aveți nevoie de Dumnezeu care să stăpânească inima și gândurile. Și omul care iubește cum a iubit Hristos este un om care va aduce binecuvântare. Și așa de dur reacționez. Am fost și eu la filistenii ăștia. Uite cum vorbești. Filistenii ăștia sunt și ei lui Dumnezeu. Noi ne închidem ușile prin faptul că avem un Dumnezeu al dragostei pe buze, dar nu este un Dumnezeu al iubirii aici, să radieze. Indiferent ce mi-ar face omul, câtă vreme știu că Tata din cer mă ține în brațele lui, nu există niciun om să poată să mă doboare, pentru că atunci când văd un om că mă jignește, el nu vorbește despre mine, el vorbește despre sine. El este un om tulburat și eu sunt un om făcător de pace, ferice făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu. Și tu ești chemat să aduci pace, nu o tensiune în plus, nu ești chemat să dai replici tăioase, nu ești chemat să fii deștept în felul lumii, ci să ai înțelepciunea cerească și să te facă Dumnezeu un balsam pentru cei din jur.